spuse. Au ieșit ghiocei albi, brândușele galbene și toporașii albaștri. Albinele își deretică stupul. Că mâine vor să iasă la treabă. Mie izburdă pe pajiștile abia descolite de nea. În o gradă găinile scurmă și cotcodăcesc. Toată lumea are treabă. Nimeni nu stă degeaba. Mângâiată de soare, buburuza cea mică și roșie a ieșit și ea din crăpăturile scoarței copacului unde a stat pitită până atunci. A făcut ochii mari și s-a uitat în jur. Așa cum stătea pe scoarța cenușie a copacului, părea o fărâmă dintr-o piatră prețioasă roșie. Avea și scăpărări de rubin când o rază o mângâia pe spate. Buburuza s-a întristat. Ce mică și neînsemnată sunt! Toate în jurul meu au un rost, numai eu nu, nimeni nu mă bagă în seamă. Zicând acestea, și-a desfăcut larg aripile, lăsându-se purtată de o boare de vânt. Așa a ajuns pe prispa unei case, iar de acolo pe mâna unui copil care se juca. Bunicule, s-a bucurat copilul, uite o buburuză, ce câză micuță și drăgălașă, i-o fi frig! Dar de acum gata, nu te mai necăji, buburuzo, am să te încălzesc eu! Și copilul a ridicat încetişor mâna către soare și a mângâiat cu drag stropul roșu care îi înflorea palma. Apoi a suflat încetişor asupra. Hai, du-te, buburuzo, încălzește-te la soare! S-a bucurat buburuza, a înțeles că mică și neînsemnată cum e, are și ea un rost pe lumea asta. E cea din tâi gâză care anunță primăvara. E, cum s-ar zice, o vestitoare curajoasă!